Vineri 15 aprilie, cu începere de la ora 9:30, a avut loc faza regională a Olimpiadei Naționale de Oină, organizată la Ghereiești. La eveniment au participat echipe din 6 județe din zona Moldovei. Evenimentul a debutat cu prezentarea echipelor și cu intonarea imnului național. Oina pentru Ghereiești și pentru județul Neamț înseamnă o tradiție, o tradiție păstrată din tată în fiu și din fiu în fiu, un eveniment realizat cu dragoste pentru copii. Astăzi copiii din județul Neamț și din județul Vaslui, Botoșani, Iași, au venit cu micul mare să se întreacă după 2 ani de pauză la un eveniment sportiv creat într-un mod deosebit, cu o paradă început în care s-au prezentat toate județele și și-au prezentat echipele. Noi suntem un centru de tradiție, cred, recunoscut în întreaga Moldovă pentru sportul nostru național. Totuși, pentru prima dată în ultimii 12 ani, când se organizează la noi în localitate faza asta Olimpiadei regională, de când s-a înființat oina asta în 6, pentru prima dată când se face la noi în localitate faza regională. Am onoarea să vă spun în numele locuitorilor comunei Ghereiești, bine ați venit în comuna noastră, sunt foarte bucuros și onorat și vă asigur de tot respectul meu pentru faptul că toți cei care vă aflați aici sunteți direct implicați în păstrarea și dezvoltarea sportului nostru național, oina. Felicitări din toată inima pentru acest lucru. Felicit colectivul Școlii Gimnaziale Ghereiești, în frunte cu doamna director Dăncule Siermina, pentru că s-au implicat în organizarea acestui frumos eveniment. Se vede că Dumnezeu ne iubește, uitați ce vreme ne-a dat astăzi. Urez tuturor participanților din toată inima mult succes! Mă bucur că îmi încep mandatul de director cu un asemenea eveniment. Sunt un director care iubește sportul și mișcarea în general. Voi susține întotdeauna aceste activități. Vreau să menționez că la școala noastră avem doi profesori de educație fizică extrem de implicați și atunci când faci un lucru și pui suflet, chiar se vede. Mă bucur că ați ales sportul în detrimentul jocurilor și ați ales să faceți mișcare. Sunt un director care promovează mișcarea, cum scrie și pe tricoul meu. Sportul este izvor de sănătate și vreau să strigați ura pentru asta! Ura! Dar pe tabelă ce scrie? Ghereiești este localitatea recunoscută drept capitala oinei în România, având în spate o tradiție de peste 6 decenii, de când locuitorii comunei practică și promovează la scară largă sportul național românesc.